Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața! Bună dimineața! Dacă nu știați, Botoșaniul, Urbea Botoșani are patinoar de curling. Serios? Deși se scrie curling și... Asta e curling scrie curlizișim. Nu, cum ar veni? Curling? Curling e, da. Da? Curling. E chestia aia pe gheață. Da, mă, mie îmi place, eu sunt fascinat de sportul ăla. Mi-aș plăcut să fac și eu sportul ăsta. Dar n-am avut ocazia, eu n-am avut ce... n-am putut. Nici toată viața, na, mie nu mi-a ieșit curling-ul niciodată. Ne jucam portofele la bloc. Da, probabil că de asta ne place, că seamănă cu țaca, eu ziceam țaca pe da. Vremuri. Desenai da. Un chenar și la, pe vremea... La puneam... mine era în cerc, îmi pare rău. La noi era dreptunghi, dar nu... Și cu ce... Noi puneam surprize. De... Voi puneați cutii de chibrituri? Da, că nu prea aveam chewing gum pe vremea aia, cutii de chibrituri puneam. Mi-am prins să aveam surprize. Și mai erau capace. Și trebuia să arunci cu... Făceam din coperți de carte caiet. Sau de caiet. Da, noi nu dar după aia ne-am șmecherit și făceam de carte, că era mai grea. Da. La se mine ducă mai bine. Noi aveam respect față de carte. Dădeam cu pietre direct. Nu ne permiteam să dăm cu cărți. Nu, ne împăturea mai într-un fel anume și se forma un... Îi spuneam noi portofel. Și da. Aruncam cu ăla și trebuia bătea să... Bătea joc de mari clasici ai literaturii. Pe care îi luați din biblioteca școlară și îi jucați pe surprize. Eu doar de gumă, coperta aia de plastic o foloseam. Biata copertă de plastic. Ce, acum te simți vinovat, brusc. Da. Bine, revenind, deci Botoșaniul are patinoar de curling, să știți că ne-am documentat, există cel puțin 4 echipe în România cu tot cu campionat. 4 cu totul, adică campionatul are 4 echipe. E timpul să ne înscriem. Da, echipa Skei cu primarul Coliban, primarul Coliban de la Brașov. Aha. Este amator de, adică nu, e profesionist de curling, m-am documentat. Deci echipa Skei e campioană, alte două sunt pe podium, frustrant trebuie să fie pentru a patra. Îți dai seama, deci sunt patru cu a totul. A patra retrogradează și promovează în același sezon. Da, exact. Da. Și în Botoșan s-a construit un parc de agrement, relatează Observator, cu bazine de not, aquapark și patinoar din bani europeni și în proiect apare și această amenajare a pistelor de curling pe patinoar. E o investiție mare de 18 milioane de euro și este condiționată de patinoarul respectiv, spațiu dedicat acestui sport. Dacă nu se făcea, atunci luau banii înapoi. Și sunt unele dificultăți cu pronunția în oraș. Cricket. No? Scarling. No? Carling. Curling. Carling. 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 Da, am auzit. L-ai încercat? Da, dar... Trebuie să beau ceva înainte. Da, e echipament cu papuș special, special ca să nu cazi... Și măturica aia mi-ar plăcea la mătură să fiu. Dacă aș fi să fiu vreodată într-o echipă de asta, la era mătură, lansare, mi-ar plăcea. Ai văzut ce frecvență au aia la mătură? Eu am văzut, dar cred că nu faci față. După aceea te juci cum o pun ca să-ți iei. Ai învățat să lucrezi bine cu aia. Ăsta e fan aspirator, mop. Lui îi plac astea. Să știți că-s mai gospodă. Eu nu înțeleg care este principiul. Deci ei fac cu măturica... ca să devieze piatra sau să o facă să se ducă? Să o facă să se ducă mai repede. Da. Păi uneori nu vrei să ducă mai repede, nu înțeleg. Dacă nu vrei să ducă mai repede, nu dai cu mătura, dai cu omul. Nu tot timpul dau cu măturica aia. Păi și nu e mai simplu să te antrenezi tu să dai cum trebuie decât să te bazezi pe unii să dea cu măturica? Păi nu știi cum e gheața în competiție. Păi cum nu știi? Simți imediat, te duci, pac, profesionistul gustă nițel, miroase, se uită și a simțit gheața. Plus că nu cred că e chiar așa ușor, adică pare ușor de la televizor. Deci tu zici că e curling. Da, da. Eu zic că e curling. Aha. Adică nu numai botoșenenii au dilema asta, iată și noi aici. E de la, că dacă zici despre părul creț, curl hair nu e curl. Depinde, poți să zici potato, potato, tomato, tomato. Da, și asta e adevărat. Iar pune mari probleme. Portul ăsta a fost, de fapt, înțeleg, inventat de scoțieni, care jucau cu pietre oarecare pe lac. Ce sport puteau să inventeze scoțienii? Care să nu coste niciun ban, da? Care nu investim, ne strângem pe gheață și luăm niște pietre pe malul râului și asta este și sport. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.